marcăm finalul sferturilor și avem doi semifinaliști. Elena și Andrei merg mai departe să-i întâlnească pe Zani și pe Marius, care, vă aduceți aminte, au câștigat precalificarea. Și avem următoarele dueluri în faza semifinalelor. Zani și Andrei, Elena și Marius. Jucăm în continuare până la 3, așa că nu-mi rămâne decât să le urez baftă și următoarelor perechi de concurenți. Zani și Andrei, puteți merge la start. Zani și Andrei. Andrei s-a calificat să ajungă să-l întâlnească pe Zani. Zani s-a precalificat. Iată, se întâlnesc băieții. Acum e 0 la 0 în faza semifinalelor. 3, 2, 1. În alergare, Zani. Săritură spectaculoasă acolo, prin orificiul la Zani. Iată, sare puternic și Andrei. Andrei a făcut, practic, a trebuit să lupte acolo cu Maria. I-a ținut piept Maria și luat punct acolo în fața lui Andrei. Zani intră proaspăt și iată, își folosește toată energia pe care și-a conservat-o în sărituri spectaculoase prin sferă acolo. E primul care amorsează steagul. În spatele lui, însă foarte aproape, este și Andrei. Ajunge Zani să scoată săculețe acolo. Urmează primele aruncări, un prim săculeț aruncat de Zani. Iată, ratează, aruncă acolo și Andrei. O nouă ratare la Zani, ratează și Andrei. S-a poziționat un săculeț la Andrei pe panoul inferior. Iată acolo, din mijloc, un prim săculeț introdus de Andrei. Încep să arunce băieții în același timp, aruncă, ratează Andrei, ratează acolo și Zani, niciun săculeț. Îi dă înălțimea potrivită Zani, însă nu reușește să introducă un săculeț. Coșul este, după cum îl puteți vedea, pe panoul inferior la sol. Ratează Andrei, are două aruncări ratate. Aruncă cu putere acolo Zani și un prim săculeț roșu este introdus. N-a intrat, în fiecare câte un săculeț, ratează Andrei, s-a poziționat un săculeț pe panoul inferior. Sunt deschizături în formă pătrată acolo. O nouă aruncare bună la Zani. Aruncă puternic acolo și iată, cu manta ca la biliar din nou. Al doilea săculeț al lui Zani. Primul punct îi aparține lui Zani din întâlnirea sa cu Andrei. 1 la 0. Am fost perfect în el și am ieșit perfect din el. Trebuie să te folosești foarte mult de spate, să te agăți și să te catapultezi din el. Prin cercul ăla. Băi, Zani, mă, cum te-ai intrat, mă, prin cercul ăla așa? Știi că nici nu exista. Ce știi despre mine? Mă folosesc de brațe foarte mult, nu de picioare. E și micuț. N-are treabă. N-are treabă. Și Marius, e mai mare decât mine și poate să facă ce-am făcut. N-are treabă de... Pe față de Andrei nu, dar dacă ai tehnică, eu pot să fiu cel mai mic. Dacă n-am tehnică și nu știu să fac... Da, știu, dar ai și tehnică, dar este un avantaj că ești și mic. M-am rămas și Andrei cu... Eu și cu tine, cu un crac acolo. Avantaje și dezavantaje sunt pentru toată lumea. Marcăm prima întâlnire din faza semifinalelor între Marius și Elena. Marius intră prima dată pe acest traseu, a fost al doilea care s-a precalificat după Zani. Elena a trecut de Albert și iată-o în poziția de a se înfrunta cu un alt băiat din echipa războinicilor, Marius. 3, 2, 1. Forțează acolo pentru a ajunge la orificiul vertical. Acolo Elena este prima fată de la Survivor România 2021 care se înfruntă cu doi băieți. A trecut de Albert, se înfruntă acum cu Marius. Aleargă pe margine, iată, Zani pentru Marius cu sfaturi și Maria din nou pentru Elena. Solidaritate din partea ambelor părți, deși suntem la jocurile individuale. Declanșează steagul primul, Marius iese din piesa sferică circulară, Elena acum trage de inel, primele aruncări îi aparțin lui Marius. Aruncă cu săculețul, sunt primele aruncări în această etapă, pentru el spuneam că el a stat pe margine până au jucat celelalte două perechi. Elena și-a croit drum până aici, aruncă cu săculeț, a ratat Marius de câteva ori, ratează și Elena.
Ca un prim săculeț introdus de Elena cu bătaie, o căzătură acolo gravitațională foarte bună. Aruncă bine Marius, aruncă bine și Elena, s-a poziționat un săculeț pe etajul intermediar la Elena, foarte aproape era Elena să introducă și al doilea săculeț, niciun săculeț introdus la Marius. Este primul duel al lor astăzi. Aruncă și ratează Marius, de câteva ori a căzut acolo, iată plouat, aruncă ca la basket săculețul cu nisip. Marius au ratat amândoi. Un prim săculeț este introdus doar de Elena. Aruncă, ratează din nou Marius cu două mâini, aruncă Elena și introduce al doilea din două. Iată, primul punct merge la Elena în confruntarea ei cu Marius. 1-0 pentru Elena. Zani și Andrei pregătiți să se confrunte din nou. A doua confruntare a lor de astăzi. 1-0 pentru Zani. 3, 2, 1. Iată-i pe băieți din nou în alergare. Spectaculos. Iarăși săritură către înainte acolo. O tumbă la Zani. Primul în bazin, însă Andrei forțează acolo. De câte ori au sărit și au intrat în bazine concurenții noștri la Survivor, corpurile lor răspund perfect. Iată la acest tip de provocări și la acest tip de efort combinat. Primul este Zani. Este primul din sfera cu un caroiaj metalic acolo și ridică primul steagul. Contra greutățile cad și la Andrei. Steagul lui este ridicat, Survivor, în spatele băieților și aruncă. Iată primul săculeț aruncat și introdus de Zani. Aruncă acolo foarte aproape. A fost Andrei să introducă și el ratări ale lui Zani. Ulterior aleargă băieții împreună în tandem să-și recupereze acolo săculescu. Doi săculeți, vine Zani în mână, trei sunt la Andrei acolo. Aruncă mitralieră, cum îi place lui. Un al doilea săculeț este introdus de Zani și punctul merge la Zani. 2-0 pentru el în confruntarea cu Andrei. Ce? M-ai dat cu spatele? Nu. Nu pot să mă lau singur, trebuie să vii tu cu mine. M-ai sărit sau ce? Încerc și eu chestii noi. Nu contează. Am văzut la sferă, te văd la sferă. Ai care pe venul și ești... Nu, nu pune, cam de ce când am dat amintele. Mă țin în brațe și mi-au luat picioare în față. După sar pe alea de mijloc și după sar tine pe alea de sus. Și stau picioare. Serios? Dar că jucam cu unul de-al meu, de-al meu. La 0 pentru Elena în confruntarea ei cu Marius. Iată-i pregătit să intre din nou pe traseu. 3, 2, 1. Iată pe margine Maria cu impulsul pentru Elena. Sare în apă Marius. Sare în apă acolo și Elena forțează Marius la ieșirea din apă. Poziție foarte bună a corpului. Aleargă foarte bine acolo Marius. Iată și Elena. Marius a desfăcut primul steagul înaintea Elenei. Ajunge și Elena la steag. Primele aruncări îi aparțin lui Marius. Aruncă Marius, iată.
trei aruncări ratate, s-au poziționat acolo săculeții. Începe să arunce și Elena. Aruncă Elena, ratează. Ratează acolo și Marius, ratări succesive, niciun săculeț introdus de Marius. Marius a apucat să se arunce mai devreme, să iată un plin săculeț introdus de Elena. Al doilea săculeț introdus de Elena a ajuns după Marius, a aruncat după el și aduce punct înaintea lui. 2-0 pentru Elena în confruntarea ei cu Marius. Doi la 0, Zani și Andrei. Poate fi duelul decisiv. Dacă punctul e adus de Zani sau Andrei, poate să aducă un punct și să rămână în joc. Suntem în faza semifinalelor. 3, 2, 1. Intră băieții în viteză acolo. O iară săritură spectaculoasă către înainte acolo. Săritura tigrului se numește în artele marțiale ce face Zani acolo. Foarte puternic forțează acolo și Andrei ies împreună la fotografie, băieții. Din apă, pe rampă acolo, au avut un obstacol în diagonală, l-au sărit. Este acolo o suprafață circulară, practic un stelaj. Îl depășește primul, Zani amorsează steagul, iată contra greutățile caci la Andrei. Forțează Andrei să ajungă împreună cu Zani. 2-0 pentru Zani. Am putea avea primul finalist la capătul acestui punct. Iată un prim săculeț introdus de Andrei. Un al doilea săculeț introdus de Zani, însă trebuie să reia aruncările acolo. Zani, primul nu a fost regulamentar, al doilea săculeț introdus de Andrei, 2-1 pentru Zani. Da, nu am făcut ce sunt, dar nu arunc cum trebuie, nu aleargă acolo. Le dau prea încet sau prea tare. Și dacă le dau acolo, tot nu. Nu am nicio treabă. Nu mă plâng. Iată-ne din nou în ipostaza de a afla numele unui finalist. Ar putea fi Elena dacă aduce punctul la capătul acestei runde sau Marius poate să aducă primul său punct din înfruntarea cu Elena și să rămână în joc. E 2-0 pentru Elena. 3, 2, 1. În forță, cu alergare, s-a auzit un strigăt de luptă din partea Mariei de pe margine. Forțează acolo Marius, iată, săritură spectaculoasă acolo cu genunchii la piept, foarte bine echilibrat Marius. Aleargă practic prin bazin, Elena la înălțime, un ecart, o distanță între ei, între Marius și Elena. Iată câte dueluri au depurtat oamenii noștri la individuale supraviețuitorii.
forțează acolo, e 2-0 pentru Elena. Marius este cel care va face însă primele aruncări, ridică și Elena steagul. Prima aruncare a parținerului Marius, cumpănită bine, iată un săculeț, s-a apropiat acolo. Practic este pe panoul intermediar, a ratat Marius de câteva ori, este rândul Elenei. Aruncă Elena, oprim săculeț, aruncat, oprim săculeț, introdus. Introduce și Marius în săculeț, ratează Marius, ratează și Elena acolo, un alt săculeț la Elena, este foarte aproape să intră, însă iată, intră săculețul al doilea și avem prima finalistă a zilei, Elena, care a trecut de Albert și de Marius, cu scorul de 3-0 pentru Elena. Râd eu, râd, dar nu e râsul meu. La tine poate Elena a putut. Ai dat bine și acum. Dar nu, că nu, că am dat așa. Asta cu răsucit, da. Și ca să răsucească, să vină înapoi. Dani, 2 puncte. Andrei, 1 punct. Se înfruntă, iată, pentru o nouă rundă. Dacă Zani și-o ajudecă, merge în finală alături de Elena. O va găsi pe Elena acolo, o va înfrunta. Dacă Andrei și-o ajudecă acest punct, avem rundă de departajare. 3, 2, 1. Intră pe traseu din nou în forță. Amândoi spectaculos. Zani din nou săritură. Sare acolo și Andrei în apă foarte bine pe suplasă. Alargă băieții în bazin, își compănesc foarte bine efortul și apoi din nou turbo pe rampă. Amândoi în sferă în acest moment și Andrei foarte bună săritura cu picioarele înainte. Iese primul Zani acolo, iese și Andrei, declanșează în urma lui steacul cu Survivor. Literele Survivor sunt cele 8 litere suprapuse una deasupra celelalte. Primele aruncări aparțin lui Zani. Aruncă Zani, un prim săculeț introdus, ratează Andrei. Foarte aproape a fost Zani cu al doilea săculeț, însă iată, doi săculeți blocați acolo, îi recuperează Zani pe cele două panouri, cel superior și cel intermediar. O nouă aruncare la Andrei, aruncă cu frecvență mai mare Andrei, ratează Zani, ratează și Andrei. A căzut un săculeț de pe etajul superior la Zani, însă nu în coș, are un săculeț introdus, scorul e 2-1 pentru Zani, primele aruncări aparțin lui Andrei. Aruncă Andrei, nu trece niciun săculeț, al doilea săculeț introdus de Zani, avem numele celui de-al doilea finalist al zilei, Zani. Primul finalist este Elena, urmează finala, Elena Zani. Huh.
Ia uite, e războinici, azi faimoși. A? Păi da. Răsturnare de situație. Ce tare, chiar cum. You wouldn't believe. Vă mulțumim pentru vizionare. Nu uitați să ne urmăriți accesând linkul de aici. Mai multe clipuri aici sau aici.